Bine v-am regăsit! Să vedem dacă lumea este sau nu este, cum credeți. Să pornim încă o dată de la una dintre întrebările din genericul acestui playlist și anume, crezi că dacă există extraterestri în alt sistem stelar, vom putea cândva sta de vorbă cu ei la telefon? Nu cunoaștem răspunsul la întrebarea, există extraterestri? Nu știm nici măcar care răspuns este mai probabil, da sau nu. Sunt atâtea necunoscute atunci când vrem să răspundem la această întrebare, încât nu putem să tragem nicio concluzie. Dar despre acest lucru voi vorbi într-un alt clip. Acum să presupunem că extraterestrii există și vrem să comunicăm cu ei. Unde pot fi extraterestrii? Cu mulți ani în urmă, când cunoașterea sistemului solar se baza doar pe ceea ce se vedea cu telescoapele și lunetele de pe Pământ, unii credeau că există viață pe toate planetele din sistemul solar. Ba, unii scriitori de literatură științifică fantastică au descris chiar oamenii din Lună și întâlnirea noastră cu ei, presupunând deci că până și Luna ar fi locuită. Dar planeta care părea să fie cel mai bun candidat pentru existența vieții era Marte. În anul 1877, un astronom italian, Giovanni Schiaparelli, a publicat o hartă a planetei Marte bazată pe ceea ce a văzut el folosind telescopul. Pe această hartă se văd continente, oceane, mări și formațiuni pe care Schiaparelli le-a numit canale. Acest lucru a aprins, bineînțeles, imaginația oamenilor de pretutindeni, care au început să creadă că există viață inteligentă pe Marte și că acele canale sunt lucrări făcute de ființele care trăiesc acolo, de marțieni. S-a scris, de asemenea, foarte multă literatură științifico-fantastică, pornind de la ideea existenței marțienilor, cea mai cunoscută lucrare din această categorie fiind romanul lui Herbert George Wells, Războiul Lumilor. El a apărut în anul 1898 și în acest roman Pământul este atacat de marțieni care au o tehnologie mult superioară pământenilor, așa că salvarea pământenilor nu vine pe calea armelor, ci într-un mod total diferit, pe care nu vi-l spun, invitându-vă să citiți una dintre lucrările de referință ale genului științifico-fantastic. Dar toate astea sunt acum istorie. Canalele, mările și oceanele lui Schiaparelli s-au dovedit a fi simple iluzii optice, iar sondele spațiale pe care omenirea le-a trimis în ultimii 50 de ani să exploreze spațiul și celelalte planete ale sistemului solar au arătat că nu există viață inteligentă pe niciuna dintre ele și probabil nici măcar forme primitive de viață. Așa că, dacă extraterestri există, ei nu se găsesc în sistemul nostru solar, ci pe planete care se rotesc în jurul altor stele. Ne împiedică asta să stăm de vorbă cu ei la telefon? Ca să înțelegeți răspunsul la această întrebare, formulez o altă întrebare, să-i zicem întrebare ajutătoare. Știți cu siguranță că au existat și există vehicule roboți care au fost trimise pe Marte și care explorează această planetă. În spatele meu vedeți acum un peisaj marțian, fotografiat de roverul marțian Opportunity, iar aici puteți vedea și acest vehicul care a funcționat pe Marte mai bine de 14 ani, din 2004 până în 2018. V-ați pus vreodată întrebarea de ce aceste vehicule marțiene nu sunt telecomandate de pe Pământ? De ce trebuie să aibă un calculator de bord complex și tot felul de senzori și camere video și calculatorul respectiv să comande deplasarea vehiculului în timp real? N-ar fi mai simplu să stea cineva aici pe Pământ, comod, într-un fotoliu, lângă o cafeluță, să aibă ecrane în jur pe care să vadă ce
este în jurul vehiculului respectiv și cu un joystick să conducă vehiculul. N-ar fi mai simplu? Ei bine, acest lucru este imposibil. Marte se găsește la o distanță de Pământ care variază între aproximativ 55 de milioane de kilometri, distanța minimă, și aproximativ 400 de milioane de kilometri, distanța maximă. Asta înseamnă că lumina și orice semnal electromagnetic, deci și un semnal radio, are nevoie de între 3 minute și jumătate și până pe la 22 de minute ca să parcurgă distanța dintre cele două planete. Așa că cel care ar încerca să telecomande un vehicul marțian ar vedea pe ecrane ceea ce a fost în jurul vehiculului cu cel puțin 3 minute și jumătate mai devreme. Dacă vede o prăpastie în față, o vede cu 3 minute și jumătate cel puțin mai târziu decât au văzut-o în ghilimele camerele video ale vehiculului marțian. Și după ce apasă pe butonul stop, mai trebuie să treacă încă minute bune până când semnalul ajunge la vehiculul care se plimbă pe Marte, așa că e foarte probabil ca semnalul să ajungă prea târziu. Acțiunile celui de pe Pământ ar fi mult prea întârziate pentru ca telecomanda să fie posibilă. Același lucru se va întâmpla când cineva de pe Pământ va dori să stea de vorbă cu cineva de pe Marte. Atenție, acest eveniment s-ar putea întâmpla mult mai curând decât credeți. Cei care stau de vorbă vor trebui să aștepte minute bune, între 6-7 minute și până la 44 de minute, până când vor auzi răspunsul la ceea ce l-au întrebat pe celălalt. Deci, nici măcar în cazul unei planete vecine, nu putem să comunicăm fără ca distanța să producă mari întârzieri în comunicare. Să revenim la extratereștri. În clipul următor, pentru care găsiți linkul în descriere, veți vedea o hartă tridimensională cu stelele cele mai apropiate de Soare, cu vecinele Soarelui. O puteți vedea în trei dimensiuni, adică stereoscopic, dacă aveți sau dacă vă confecționați o pereche de ochelari 3D de tip roșu-verde. Se văd stelele vecine Soarelui, câteva zeci, care se găsesc la o distanță mai mică decât 20 de ani lumină de noi. Puteți vedea un tabel care conține toate stelele care se găsesc acum la o distanță mai mică sau aproximativ egală cu 10 ani lumină de sistemul solar. După cum arată tabelul, sunt doar 13-14 stele în această categorie, dar dacă extindem distanța la 10 de ani lumină, atunci vorbim deja despre mii de stele. Deci, în cel mai fericit, sau poate cel mai nefericit caz, pentru că nu știm dacă o întâlnire cu extraterestrii ar fi bună sau rea pentru omenire, planeta lor se găsește la mulți ani lumină, distanță de noi. Ca să stăm de vorbă cu ei, trebuie să folosim unde electromagnetice, singurele unde care se pot propaga prin vid și pe care le putem produce și modula ca să transporte informația. Unde electromagnetice înseamnă unde radio, microunde, lumină, aici am inclus și infraroșul și ultravioletul, raze X și raze gamma. Toate acestea se propagă cu viteza pe care o numim viteza luminii. Așa că mesajul nostru are nevoie de cel puțin câțiva ani ca să ajungă la ei și mesajul lor are nevoie de tot atâta timp ca să ajungă de la ei la noi.
Cred că sunteți de acord cu mine că e greu de crezut că cineva ia telefonul, formează numărul prietenului lui extraterestru și așteaptă 20-30 de ani ca acesta să răspundă, apoi îl întreabă ce faci și mai așteaptă 20-30 de ani ca să vină răspunsul, vorbesc la telefon. Dar dacă extraterestrii sunt deja pe drum, vin spre noi. Acest lucru, dacă există extraterestri, teoretic vorbind, este posibil, mai ales că dacă nu uităm că stelele sunt în mișcare, atunci în cei 4,5 miliarde de ani care au trecut de la formarea Pământului, au fost mii de stele care au trecut la distanțe mai mici decât câțiva zeci de ani lumină de Soare. Și au putut să plece extraterestrii din acele sisteme planetare spre sistemul nostru. Poate că deja sunt la marginea sistemului nostru solar și frânează. Să nu vă mire faptul că deja frânează. Dacă atingi viteze apropiate de viteza luminii, trebuie să frânezi luni și chiar ani ca să te poți opri lângă o stea, în sistemul planetar al unei stele. Mai mult decât atât, această durată a frânării este măsurată în propriul lor sistem de referință, pe nava lor. Măsurată de pe Pământ, adică de noi, ar fi mult mai mare, de zeci și poate chiar sute de ani. Dacă nava extraterestrilor ar fi undeva aproape de noi, în sistemul solar, i-am observat. Așa că nu pot fi decât departe, pe la marginea sistemului nostru planetar și asta înseamnă că lumina și deci și undele radio au nevoie de câteva ore ca să ajungă până acolo și de acolo până la noi. Și cred că sunteți de acord că și dacă trebuie să așteptăm câteva ore până când devine răspunsul, convorbirea cam lâncezește. În concluzie, deoarece după câte știm acum, nu se poate trimite informație cu viteze mai mari decât viteza luminii în vid, este imposibilă o discuție normală, așa cum suntem obișnuiți, cu extraterestrii. Mai mult decât atât, este imposibilă chiar o convorbire normală cu cineva care se găsește pe Marte, lucru de care vă veți convinge în curând. Nu mai avem mult de așteptat și vor fi oameni pe Marte și veți vedea că nu se va putea purta o conversație în ritm normal cu ei. Deci, nu în acest mod vom discuta cu eventualii extraterestri, ci prin mesaje schimbate la intervale foarte mari de timp, timp necesar mesajelor să parcurgă distanțele uriașe dintre noi. De fapt, am arătat în clipul Balanța, găsiți linkul în descriere, că omenirea a trimis deja un semnal radio către eventualii extraterestri. Putem oare să sperăm că dezvoltarea tehnologică va rezolva această problemă și că vom putea comunica măcar cu cei de pe Marte, așa cum o facem pe Pământ, fără pauze datorate distanței? Nu, pentru că tehnologia nu poate să schimbe legile naturii. Dimpotrivă, tehnologia se bazează, funcționează pe baza legilor naturii. Putem atunci să sperăm că dezvoltarea științifică, mai ales a fizicii, va găsi metode de a comunica cu viteze mai mari decât viteza luminii? Putem, dar speranțele sunt mici. Teoria relativității este confirmată de nenumărate experimente și observații astronomice. Deocamdată nu avem niciun motiv să credem că s-ar putea dovedi că nu descrie complet relația dintre spațiu și timp. Dar nu se știe niciodată. Ajuns aici, trebuie să menționez că teoriile științifice nu se dovedesc niciodată greșite, așa cum susțin unii. Am mai spus acest lucru și îl voi spune de câte ori voi avea ocazia, pentru că este unul dintre principalele motive pentru a avea încredere în știință. Dacă o teorie a devenit științifică, înseamnă că a fost confirmată experimental și prin observații și înseamnă că este corectă.
Ceea ce se poate întâmpla este să aflăm că nu este completă sau că este doar aproximativă, fiind un caz particular al unei teorii mai complete. Așa progresează știința. Nici o teorie științifică n-a fost vreodată aruncată la gunoi. Toate pot fi folosite în continuare în limitele lor de valabilitate. Am mai spus cu altă ocazie că cel mai bun exemplu este mecanica clasică, mecanica lui Newton. Einstein a arătat, și teoria lui s-a dovedit corectă, că mecanica newtoniană nu mai descrie corect fenomenele în cazul vitezelor foarte mari. Dar folosim în continuare mecanica clasică pentru o mulțime de probleme atât teoretice cât și practice. N-am renunțat la ea pentru că nu este greșită. Funcționează foarte bine pentru vitezele cu care putem deocamdată să ne deplasăm. Așa că s-ar putea întâmpla cu mecanica relativistă același lucru care s-a întâmplat cu mecanica clasică, adică să aflăm că ea este doar un caz particular al unei teorii mai complete, teorie care să permită și viteze mai mari decât viteza luminii în vid. Dar, după câte știm acum, acest lucru este puțin probabil. Se mai întâmplă însă uneori și fenomene foarte puțin probabile. Dacă ați crezut că vom putea purta convorbiri cu extratereștrii acolo unde sunt, dacă sunt, și că vom putea sta de vorbă cu cineva de pe Marte în același fel în care vorbim cu o persoană de pe Pământ, atunci lumea nu este cum credeți. La revedere!